Subiectul îl voi discuta în continuare cu expertul juridic la Comitetul Consultativ Independent Anticorupție, Ion Guzun, care este în legătură online cu noi. Bună ziua, domnule Guzun! Bună ziua! Vă rog să ne explicați, pentru început, ce presupune aplicarea legii Magnitsky? Ce se întâmplă cu persoanele care ajung în această listă de sancțiuni impuse de guvernul SUA? În cazul dat, este vorba despre Vlad Plahotniuc și Ilan Șor. Deci, pentru a explica telespectatorilor, trebuie să spunem că această lege a fost adoptată încă în anul 2012 de către președintele Obama în legătură cu decesul unului dintre contabilii fiscali ruși, Sergei Magnitsky, care a spus sau a developat despre o infracțiune de corupție la scară largă din Federația Rusă. Între timp, această listă a fost lărgită și se referă la mult mai multe acțiuni care țin de corupție sau subminarea democrației din mai multe state. Aici am ajuns și noi, sau unii cetățeni din Republica Moldova, pe această listă. Eu cred că această investigație, pentru că este vorba de o decizie luată la nivel de stat federal, de către administrația din Statele Unite, care, citesc, se referă la mai multe acțiuni care erau direcționate spre subminarea democrației din Republica Moldova, ce au implicat inclusiv fraude electorale. Dar ce se întâmplă, repet întrebarea, cu persoanele care ajung în această listă? În continuare. Persoanele care sunt vizate în această listă, cu siguranță, sunt persoane indezirabile în Statele Unite. Proprietățile lor sau persoanele care ar putea să le dețină prin interpuși în Statele Unite vor fi sequestrate, dar ca efect secundar vă asigur că și alte state vor lua în considerare aplicarea unor sancțiuni similare pe care le adoptă Statele Unite în țările lor. Sunt foarte multe state care, de exemplu, au aplicat sancțiuni similare în privința unor persoane care au fost implicate în acte de corupție, începând cu Canada, Marea Britanie, cât și altele. De ce eu, din câte înțeleg eu, ar putea să se alinieze la aceste sancțiuni și alte state care, la fel ca și Statele Unite ale Americii, vor susține guvernul Republicii Moldova, care și-a manifestat o largă deschidere și implicare în a combate marea corupție, de a-și duce promisiunea până la sfârșit în partea ce ține de investigarea eficientă a infracțiunilor ce țin de frauda bancară, de furtul miliardului din sistemul bancar și, din câte se pare, și sunt niște acțiuni pe care abia în recentele săptămâni am aflat despre finanțarea unor partide politice despre care până acum doar jurnaliștii în investigație vorbeau că ar fi inclusiv din surse din afara țării sau surse ilegale. Asta și voiam să vă întreb dacă această lege provoacă efecte doar pe teritoriul Statelor Unite sau se răsfrânge și în afara granițelor ei. De ce? Pentru că, de exemplu, în cazul lui Ilan Șor au fost expediate Israelului mai multe solicitări de extradare. Prima a fost făcută în urmă cu 2 ani, dacă nu greșesc, iar ministrul Litvinenko a declarat în repetate rânduri că sunt reguli și proceduri ale statului Israel pe care Republica Moldova nu le poate influența. Decizia autorităților SUA ar putea fi convingătoare și pentru cele din Israel pentru ca să urgenteze luarea unei decizii în cazul lui Ilan Șor? Trebuie de precizat că decizia în cazul legii Magnitsky este o lege al Statelor Unite, ale Americii. Așa. Cu siguranță, deciziile sau investigații care au stat la baza luării unor asemenea decizii de către Statele Unite vor facilita, pe de altă parte, luarea deciziilor în alte state. În cazul dat, ați menționat despre statul Israel. Asta este cel puțin încă un motiv în plus pentru a exclude
elementul politic în investigarea acestor cazuri, pentru că din câte am văzut retorica unor persoane care au fugit de justiția moldovenească, vorbesc în cauză dat specifică despre dosarul fraudei bancare sau a furtului miliardului, că ar fi fost o cauză politică. Vedem că Statele Unite a luat și a documentat de fapt aceste circumstanțe în baza unor probe directe, indirecte, în urma căruia au fost aplicate aceste sancțiuni. De ce? Eu cred că decizia Statelor Unite pe legea Magnitsky în statul Israel doar va ajuta de a investiga mai corect, mai divers chestiunea ce ține de a-l transmite pe domnul Șor sau poate și alte persoane pentru a fi diferite justiției moldovenești conform legilor statului Israel. În același timp, cu siguranță, mai sunt vizate și alte persoane care se află în, probabil în Cipru de Nord, care este stat nerecunoscut, dar să nu uităm că și sunt cetățeni care la moment se află și pe teritoriul altor state, cum ar fi Marea Britanie. Pe lângă prezența fizică, cu siguranță, să nu uităm un element important, vorbim și despre proprietățile pe care aceste persoane vizate în legea Magnitsky le dețin, fie direct, fie prin interpus. De aceea este foarte important ca autoritățile din Republica Moldova să continue comunicarea cu alte state, în special din Uniunea Europeană, care ar putea să susțină investigarea, urmărirea penală și diferirea justiției a unor persoane care sunt implicate în infracțiuni care țin de spălare de bani, fraude bancare, infracțiuni de corupție sau alte infracțiuni care în final subminează democrația, siguranța și securitatea Republicii Moldova. Ați spus că administrația din SUA cu siguranță a examinat dovezi ce demonstrează vinovăția celor doi sau a tuturor persoanelor care au fost incluse în această listă. Aceste dovezi nu sunt și pe masa celor implicați în procesul de judecare a cazurilor Illa Șor și Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Cum se explică faptul că, iată, departamentul SUA a putut să-i sancționeze pe aceștia, iar la noi, la Chișinău, instituțiile de stat responsabile să-i pedepsească pe cei care încalcă legea, de ani de zile nu reușesc să obțină finalitatea pe aceste cazuri? Ce aș putea eu să mai expun este că eu nu cred că autoritățile din Republica Moldova dețin informații și documente mai puține decât le dețin autoritățile din Statele Unite. De aceea eu mai menționez încă o dată. Aceasta este rezultatul, din câte se pare, în mai mult timp care s-a pus, în special de către guvernul actual, de către președintele Republicii Moldova, care a insistat pe cale diplomatică și le-a cerut mai multor state asistența externă pentru a investiga eficient infracțiunile care sunt importante pentru statul Republica Moldova, inclusiv frauda bancară și alte infracțiuni pe care sunt vizate în această decizie. Eu nu aș vrea să subminez eforturile organelor de urmărire penale și a procuraturii care au depus eforturi foarte mari până la moment, dar se pare că investigarea, urmărirea penală sau judecarea cazurilor în instanțele din Republica Moldova este insuficient ca unele persoane să fie diferite justiții, pentru că aceste persoane, în cazul dat, domnul Platon, domnul Șor, domnul Plahotniuc și poate alte persoane care sunt vizate acolo, sunt în afara țării sau și dețin proprietăți în afara Republicii Moldova. În contextul acestei decizii, ieri ministrul Litvinenko a declarat că de acum încolo, îl citez, orice tergiversare nejustificată, pe lângă faptul că va fi taxată de societate, va putea fi interpretată ca o complicitate cu infractorii. Toți hoții vor fi pedepsiți, toate averile vor fi confiscate. Acesta e doar începutul. Citat încheia, dumneavoastră, sunteți la fel de optimist ca domnul Litvinenko, aplicarea legii Magnitsky pentru acești politicieni ar putea provoca activizarea proceselor de anchetă și judecarea acestora în Republica Moldova?
Eu nu aș vrea să comentez o decizie politică și o expunere în publică a ministrului justiției și altor politicieni. Cert este faptul că noi am văzut că în ultimul timp în instanța de judecată sunt transmise mai multe părți din dosarul generic Landromat, frauda bancară, sunt eforturi care sunt depuse prin schimbarea procurorilor sau cel puțin avansarea unor dosare, dacă vorbim de finanțarea ilegală a partidelor politici, care este de câteva zile transmis și examinat la Curtea Supremă de Justiție. De aceea eu cred foarte mult că invocarea tergiversărilor nejustificate care până acum au fost invocate indiferent de procuratură sau de justiție, deja ele nu mai sunt de mult timp luate în serios și eu cred că e timpul ca dosarele să fie examinate pe bune în baza probelor care sunt, dar în același timp să nu examinăm dosarele în mod rapid, în măsura în care să fie comise careva acțiuni, în măsura în care în final o persoană să fie vinovată, să fie achitată. Și o ultima întrebare. Șeful diplomației SUA, Antony Blinken, a declarat ieri, îl voi cita și pe el, autoritățile din SUA l-au supus acestor sancțiuni pe Elon Shore în conformitate cu autoritatea principală a SUA în materie de sancțiuni împotriva Rusiei pentru că este responsabil sau complice sau s-a implicat sau încercat să se implice direct sau indirect în intervenția în alegerile unui guvern străin pentru sau numele în beneficiul direct sau indirect al guvernului Federației Ruse. Din câte cunosc eu deocamdată, Elon Shore este cercetat în Republica Moldova doar pentru complicitate la furtul miliardului. În viziunea dumneavoastră, există temei să fie cercetat inclusiv pentru acuzațiile sau bănuielile invocate de autoritățile din SUA, pentru că sunt niște acuzații foarte grave? Din ceea ce noi cunoaștem, într-adevăr, domnul Shore a fost condamnat în primă instanță, dar noi nu cunoaștem probele sau dosarele penale în care este vizat domnul Shore sau poate alte persoane care se află la faza de urmărire penală. Dacă aceste informații au fost făcute publice de către oficialii Departamentului de Stat, eu sper foarte mult că aceasta să fie cel puțin anexate la informațiile care se dețin de organele de drept din Republica Moldova și să continue o investigație mai detaliată, mai serioasă și mai rapidă ce ține de finanțarea ilegală a partidelor politice, finanțarea din exteriorul țării sau diferite fraude care sunt legate de deturnarea puterii Republicii Moldova sau de influențarea unor rezultate finale. Cert este faptul că acest suport, inclusiv din partea Statelor Unite, se vede un angajament pe care a fost expus de mai multe ori de președintele Statelor Unite și altor oficiali de a susține Republica Moldova, de a susține parcursul european și de a lupta mai eficient în lupta împotriva corupției. Domnule Guzun, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru aceste comentarii. O zi frumoasă vă doresc!